Antena 3, cel mai urmărit post din România la evenimentele importante. Bună seara, sunt Mirela Voicu și vă invit la o ediție specială cu tema România între astre și dezastre. Este România ferită de calamități? Veți vedea un material cu previziuni făcute de cei mai cunoscuți clarvăzători din lume, cei care au prevăzut marile războaie, dar și calamitățile naturale care au schimbat lumea. Ce spun astrele despre destinul României? Ce semnificație au numerele pentru viitorul nostru? Invitații mei din această seară sunt invitați speciali, astrologul Cristina Demetrescu și numerologul Anatol Basarab. Vom avea de asemenea un interviu acordat de reputatul profesor Gheorghe Mărmureanu despre cutremurile din România. Dumnealui va explica un fenomen nou, anume acela de schimbare a punctelor seismice. Veți vedea imediat care sunt cauzele acestei schimbări și unde sunt punctele fierbinți. Înainte de asta însă veți vedea un material despre ce au spus cei mai importanți clarvăzători ai lumii despre fenomenele importante și despre evenimentele importante care s-au întâmplat în lume. De-a lungul timpului au existat clarvăzători care au prezis viitorul omenirii. Unii au crezut în predicțiile lor, alții i-au ignorat. Atunci când unele lucruri s-au adeverit, lumea a încercat să afle cât mai multe despre premonițiile lor. O să vorbim în această seară despre câțiva clarvăzători celebri și despre predicțiile lor. Evident, vom încerca să aflăm dacă e bine sau nu să ținem cont de avertismentele lor. Edgar Cayce a fost unul dintre cei mai mari profeți ai lumii. Îi spunem profet pentru că așa îi se spunea, profetul a dormit. Reușea în mod inexplicabil să se conecteze la o altă lume și vedea cu ușurință atât viitorul cât și trecutul omenirii. Este cel mai cunoscut medium al secolului 20. A prezis cele două războaie mondiale și asasinarea lui Kennedy. Tot el a prezis și data morții unui alt președinte american, Roosevelt. Dar predicțiile sale nu au legătură doar cu Statele Unite ale Americii, ci cu întreaga lume. Iată câteva dintre ele. Temperaturile vor crește constant în Antarctica și Arctica, iar mulți vulcani de pe glob vor erupe cum nu s-a mai văzut niciodată. Cea mai mare parte a Europei se va schimba într-o clipă. Japonia se va scufunda. Se vor naște mulți profeți falși care vor provoca panică în lume cu profețiile lor eronate. Aceștia se vor afla în slujba Întunericului și prin faptele lor vor pregăti Armagedonul. Soarele își va pierde din strălucire și atunci oamenii vor pierde drumul credinței. O singură stea de pe cer va indica drumul spre lumină. Egiptul este centrul spiritual al lumii. În jurul acestei forțe s-a clădit întreaga civilizație umană. Schimbarea polilor va influența decisiv viața pe Terra. Cele mai multe dintre animale vor dispărea, iar viața omului se va schimba dramatic. Dacă omenirea vrea să evite distrugerea, trebuie să se întoarcă la modul natural de viață. Aceasta este singura opțiune pentru evitarea dezastrului total. Atunci când va începe era celui de-al cincilea soare, după ziua de 12 decembrie 2012, va începe o nouă eră marcată de cele mai multe schimbări. Doar cei care vor ține pasul și vor înțelege că schimbarea face parte din viață, vor ajunge să experimenteze cele mai deosebite sentimente și trăiri, adică viața în esența sa. Oamenii vor putea să trăiască mai mult decât în prezent. La începutul secolului 20, Cayce a uimit și a șocat lumea medicală. Doctorii au pus soției sale diagnosticul de tuberculoză mortală. Profetul i-a prescris el însuși tratament soției sale și a vindecat-o. Oamenii veneau apoi la el ca la un vraci clarvăzător. De altfel, povestea bărbatului cu trei clase, care n-are niciun fel de legătură cu lumea medicală, a făcut să curgă râuri de cerneală în New York Times. O credincioasă catolică, tot din America, a avut revelații profetice, Jane Dixon. Era convinsă că harul profeției îl avea de la Dumnezeu. Revelațiile îi apăreau în momente și situații diferite, de cele mai multe ori în anumite stări emoționale. În 1960, ea era deja o celebritate. Prima doamnă a Americii din acea perioadă, Nancy Reagan, îi cerea sfatul în tot ceea ce făcea și o consulta cu privire la deciziile luate de soțul ei.
președintele Ronald Reagan. Dixon a prezis la rândul ei asasinarea lui Kennedy și moartea lui Martin Luther King. Profețiile ei nu erau doar politice. Ea putea să prevadă accidente grave, catastrofe naturale, dar putea vedea și numerele câștigătoare. De altfel, ea a reușit să ghicească numărul câștigător la o tombolă și a cumpărat biletul pentru soțul ei. Premiul a fost o mașină. Ne-am întors în studio. Bună seara, Cristina Demetrescu. Mulțumesc că ești din nou la Antena 3. Ai fost și dimineața la Burzilă, însă ai o analiză în exclusivitate apropo de uragan și ce se întâmplă în America. Bună seara, Anatol, ne auzim? Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc frumos că ești din nou alături de noi. Îmi pare rău că nu ești în studio, dar mă rog, fiecare și-a făcut programul într-un anume fel. Cifre extraordinar de bună seară la audiență. Mulțumesc frumos, Anatol Basarab. Știi că aseară vorbeam că n-am apucat să spunem nimic despre previziunile legate de România în ceea ce privește cifrele. E bine, o facem în seara asta. Ați văzut, ați auzit amândoi materialul. Dincolo de cei care au avut aceste talente de a prevedea viitorul, în seara asta vorbim concret aplicat, astre și cifre. Cristina, spuneai că ce se întâmplă acum în America nu e deloc întâmplător? Știi cum e, lumea fierbe în momentul acesta și cred că președintele Americii, președintele Trump, este un președinte uranian, este un geam în uranian. Soarele lui este foarte aproape de planeta Uranus. Uranus este această planetă care este responsabilă, după poziția ei, când se întâmplă fenomene de genul acesta. Un astrolog se uită la acest Uranus și vede în ce poziție se află el. Nu este într-o poziție prost aspectată, dar este într-o poziție de grade pe semnul berbecului, care berbecul acesta este patronat de Marte, zeul războiului. Deci pericolul cel mai mare care ne paște în acest moment este un război. Și atunci răul se metamorfozează într-o oarecare măsură. Domnul Trump și prin ultimele declarații, ca să spunem așa, vedem că el cumva stă cu mâna pe trăgaci, nu se știe, vorbește cumva ambigu, pentru că este geamăn, adică lasă cumva loc de interpretări. Poate declanșăm un război sau un atac împotriva Coreei de Nord, poate nu. Vom vedea, dar oricum vom face ceva. Lucru care, din punctul meu de vedere, ar fi un dezastru. Pentru că ceea ce se întâmplă în Coreea de Nord, mai mult sau mai puțin, este un spectacol al lor mai degrabă intern. Nu vreau să, să vorbesc foarte mult despre lucrul acesta, dar vedem cu toții din imaginile care sunt filmate acolo că este o lume aparte, este un spectacol tot ce se întâmplă în Coreea de Nord. Însă dacă domnul Trump se pune cumva la mintea președintelui de acolo, este practic un dezastru. Și atunci, aceste fenomene se atrag unele pe altele. E adevărat că ele au plecat de undeva din zona Atlanticului, au fost un cutremur și în Pacific, dar cumva au lovit și America. Am explicat în câteva rânduri că banda aceasta Americii de Nord și Americii Centrale este cumva încadrată de două poziții periculoase. Pe de o parte, care se formează cu Neptun. Apropo de Neptun, toată lumea îl cunoaște sub denumirea de Poseidon, care patronează mările, oceanele, apele. Și această planetă Uranus, care creează fenomene bruște, neașteptate, cu tremure, tot felul de, acțiuni din acestea teroriste chiar. Adică toate, răul acesta se metamorfozează cumva. Și se atrage unul pe altul, spui tu. Exact. Și atunci, tocmai într-un moment în care probabil lumea fierbea și cumva s-ar fi, îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă s-ar declanșa un război. Sau tot felul de lansări de rachete nucleare și așa mai departe. Sau unde am ajunge. După ce că lumea este amenințată de tot felul de atacuri teroriste, asta ne mai lipsa în momentul de față. Părerea mea este că aceste fenomene uraniene se atrag cumva unele pe celelalte. Uraganele se formează în fiecare an în zona respectivă, adică nu este o noutate, dar intensitatea la care s-a ajuns e mult mai mare. Și mai ales că au fost practic două uragane foarte puternice, unul Harvey, acela care a devastat practic Texasul, și acest uragan Irma.
și probabil că se vor mai tot forma. Deci, Mirela, în universul acesta totul este într-un echilibru, dacă pot să-ți spun așa, știi? Răul se metamorfozează și uneori e o vorbă care spune tot răul este spre bine. Dacă lucrurile cumva se calmează, într-o oarecare măsură, pentru că acest Uranus este în retrogradare și retrogradează de pe grade malefice, iei 30 de grade de zodie și te duci cu planetele 7 planete de la Soare la Saturn. Și aceste ultime grade, Marte și Saturn, când ajunge o planetă din asta grea pe ultimele grade, cum e acum gradul 28-27, că este în retrogradare, acolo fenomenele sunt cele mai periculoase. Și Uranus, sub semnul berbecului, poate declanșa în primul rând războaie. Războaie vedem că sunt oricum atacuri teroriste, explozii, astea sunt foarte periculoase. Ferească Dumnezeu. Dar, îți spun, cel mai periculos lucru la momentul acesta, până în 2019, odată cu ieșirea lui Uranus din berbec, va fi o perioadă în 2018 în care Uranus va intra în Taur. Semn mai blând, este patronat de Venus. Eu sunt Taur. Dar ne putem aștepta, o să vorbim noi la vremea respectivă ce înseamnă pentru următorii 8 ani de zile Uranus în Taur. Dar deocamdată, el făcându-și apariția în semnul berbecului, berbecul e primul semn al zodiacului și când a ieșit din pește în 11 martie 2011, atunci a fost, pur și simplu, noaptea respectivă a fost acel cutremur din Japonia care a declanșat explozia de la centrala nucleară Fukushima. Practic, nu prea e de glumă cu astrele. A ieșit din pește semn de apă și a intrat în berbec semn de foc. Ce a fost atunci? A fost apă cu foc. Apă cu a fost foc, tsunami, da. A fost explozie, au fost incendii, a fost dezastru. Iar în acest moment Uranus, pe ultimele acestea, adică nu prea e de joacă. Eu încă o dată spun, cu fenomene naturale spunem, Doamne, până la urmă asta este. Dar cu mintea omului nu te joci. Atâta îți spun, președintele Americii Trump este un președinte uranian, este imprevizibil, este patronat de acest Uranus, nu se știe practic ce decizii ia. Motiv pentru care, din punctul meu de vedere, eu cred că într-o oarecare măsură aceste fenomene se atrag. Da, să nu se joace cu butonul. Anatol, tu nu ești numai numerolog, ești și astrolog, așa că sigur ai înțeles, ați vorbit pe limba voastră aici, eu cu astrele mai puțin. Din punct de vedere numerologic, Anatol, România va fi afectată de calamități sau de, știu eu, mi-e greu să zic războaie, Doamne ferește. Păi, de ce întrebați la viitor, adică dacă va fi? Eu observ lună de lună că este. Așa. Oare la noi în România nu se întâmplă tot felul de inundații, nu se întâmplă furtuni care înainte nu aveau, chiar tornade apar în pe teritoriul României. Tot felul de evenimente sau fenomene ale naturii care nu suntem obișnuiți cu ele, deoarece ele nu se întâmplau în trecut cu o asemenea putere, dar acum se întâmplă din ce în ce mai mult. Deci pentru mine nu este cum că va fi, este deja. Și dacă vorbim de războaie, dar ne aflăm, Doamne, adică vizibil, foarte clar, că în toată lumea ne aflăm de mult în război. Numai că nu este război cu arme de gradul 6, acolo suntem într-un război psihologic, financiar, economic, psihologic inclusiv, informațional, suntem. Știi ce vreau să te întreb, Anatol? 2018, 2017, 2018, din punct de vedere numerologic pentru România, cum va fi anul ăsta și jumătate, de fapt? Anul ăsta și câteva luni. Am ascultat prezentarea astrologică și da, mă ocup de astrologie pentru, nu ca să fac din asta o carieră, ci ca să cunosc mai bine cum funcționează mecanica celească, cum funcționează toate mecanismele astea, în sens de simboluri, semne, ca să putem da seama ce va avea să vină, pentru că însăși chiar Biblia ne spune că chiar și soarele e pus pe cer numai pentru a lumina și a face diferență între zi și noapte, ci pentru a ne arăta semne ce vor avea să vină. Adică, în alt fel, Biblia singură ne spune că soarele, ca o stea, ne arată, nu numai face diferență zi și noapte, ci trebuie să ne uităm în sus, la stele, la soare inclusiv, ca să vedem prin ce zodie trece el, pentru că are să ne arate și semnele care vor avea să vină.
Din punct de vedere, în schimb, numerologic, anul 2016 în care trăim acum, este eu le iau numai pentru România, adică ultimele două cifre, nu pe plan global, că atunci trebuie să luăm toate cifrele în considerare. Pentru ultimele două cifre, 17, alcătesc cifra de vibrație 8. Și asta este tavan cifra de vibrație a României. Este un an extrem de important pentru noi. Gândiți-vă că în prima jumătate de an, a anului 2007, s-au întâmplat mai multe evenimente sau politice, economice, de tot felul, inclusiv și naturale, decât în tot anul trecut. Dar anul 2016 încă nu s-a terminat. Lucrurile cu adevărat interesante vor începe abia prin septembrie, adică începând undeva acolo de 20 septembrie. S-au terminat, nu știu cum să vă spun, s-au terminat concediile, oamenii reintră din nou în lucru și chiar și teroriștii fac același lucru. Adică tu spui că în România s-ar putea întâmpla ceva grav în următoarele 3 luni, 4, câte mai sunt până la sfârșitul anului? Nu, în România se întâmplă lucruri foarte grave, dar nu trebuie să vină obligatoriu din afară, pentru că cei mai mari, spunem așa, cel mai mare rău care ne poate veni nouă, vine chiar din interiorul țării. Și asta a fost nu numai acum, ci în orice an și în legătură chiar și cu orice lege, suma cărei este egal cu 8. Ce mai înseamnă 8 ăsta, Anatol? 8-ul este o cifră foarte interesantă, dacă vă uitați la la grafic, la semnul ei, e chiar așa se deseamnă, un cerc mare jos și un cerc mic sus. Cercul mare este, reprezintă lumea în general. Cercul mic de sus reprezintă puterea, acea putere care se învârte în cu totul alte direcții, ca să o învârte pe roata mare de jos în direcția corectă. Deci vorba, 8-ul ne învață asta. Tu fă ce spune popa, nu ce face popa. Pentru că el se va învârte în direcție totală. Imaginați-vă două roți din sate, cuplate între ele. Una se învârte într-o direcție împotriva celor de ceasornic, ca să o poată învârti pe cea mare, adică pe public, pe popor, să-l învârte în direcția acelor de ceasornic. Eu nu mă tem atât de mult în 2017 de lucrurile care pot veni din afară, deși ele de afară vin totdeauna, dar vin doar ca influență, ca părere. Vedeți voi, cineva se îngrijorează că nu știu ce legi luăm noi pe aici prin țară. Cineva nu doarme bine noaptea. De ce? Pentru că, cum să vă spun eu, proprietarul sau stăpânul României nu este în țară și din cauza respectivă de acolo ne vin tot felul de indicații cum trebuie să facem sau ce să nu facem sau în ce fel să facem ca nu cumva să le deranjăm interesele lor, inclusiv politici, economici, financiare, de alt fel. Nu știu când românul o să înțeleagă odată că nimeni, de fapt, planeta asta niciodată nu o să-i dorească bine decât el lui însuși. Toți ceilalți, oricât de prieteni ar fi și din orice alianță în face parte, ei vor urma interesele lor, inclusiv și culturale, pentru că arma culturală, și asta este o armă prin intermediul căreia poți supune un popor, poți gestiona un popor, poți controla cu tot. Vă propun amândurora... Da, spune, te rog. Din punctul ăsta de vedere, în 2017, dacă vorbim de cataclisme, nu se vor întâmpla mari, în așa fel încât se aducă, cum de exemplu a fost în 77. Dar problema nu stă în cataclismele naturale în 2017, ci în lupta imensă care va fi până la sfârșitul anului între puteri. Între puteri de tot felul. Pe de o parte spunem Parlamentul nostru, care pentru noi este o putere. Pe de parte aia altă, Parlamentul nostru cu altă putere, care este în afară și care dictează, credeți-mă, destul de puternic și pot produce influență de orice fel ca lucrurile să meargă în direcția intereselor lor. Adică tema politică, spunem, economică, financiară, tema, spunem, conflictelor sociale care pot apărea. Asta este una dintre problemele majore a României în 2017. Vă propun amândurora și ție și Cristine să vedeți un material. Ne place uneori să spunem România e ferită, că România e grădina Maicii Domnului, că există în România 7 puncte energetice importante. Haideți să vedem materialul ăsta despre punctele energetice importante din România și după aceea ne întoarcem la discuție, pentru că are cumva o legătură. O să vedeți imediat. România este cunoscută ca fiind zona cu cele mai multe puncte energetice de pe glob, 7 din cele 15 câte sunt în lume. Punctele energetice sau chakre,
Globul pământesc este plin de astfel de linii energetice care se întretaie și se unesc în anumite locuri, acolo unde își ating forța maximă. Acestea sunt cunoscute ca fiind curenții de inteligență. Specialiștii citați de Sursa Zilei spun că deasupra României se află una dintre cele mai mari și mai puternice umbrele protectoare din lume. Tot mai multe zvonuri spun că în munții Bucegi se află cel mai cunoscut triunghi energetic din România, cu o putere incredibilă. Triunghiul Omul, Babele, Sfinxul. Sunt mai multe ipoteze avansate de amatorii de paranormal, ipoteze care nu sunt dovedite științific, dar care confirmă foarte multe întâmplări misterioase. Un experiment făcut de un institut particular a demonstrat că locul, cunoscut sub numele de Gura de Rai, are efecte terapeutice nemai întâlnite. Localnicii spun că în acest triunghi au fost întâmplări stranii. Cei care au reușit să urce pe acest platou spun că brusc oboseala le-a dispărut și că atunci când se atingeau unii pe alții, simțeau un curent special. Mai mult, locuitorii din Bușteni spun și ei că deasupra platoului ar fi apărut curcubeul timp de 3 zile la aceeași oră, fără ca afară să fi plouat. În 1994, în platoul Bucegilor, au avut loc, la fel, 3 zile la rând, la aceeași oră, cu tremure de suprafață despre care seismologii au spus că ar avea legătură cu o energie produsă în tunelele ascunse din Bucegi. Puțini sunt cei care știu că există o singură zi pe an, 28 octombrie, când la apusul soarelui deasupra Sfinxului de pe platoul Bucegi se formează o piramidă magică. În acea zi vin oameni din toată lumea pentru a se încărca energetic pentru un an întreg. Vin și oameni bolnavi care spun că boala lor s-a vindecat sau s-a ameliorat după baia de energie din Bucegi. Încă din 1930, locul numit la Șapte Izvoare a intrat în atenția serviciilor secrete. Acolo este cea mai curată apă din lume și multe analize de specialitate au descoperit că în apă nu există nicio bacterie. Izvoarele se află la 1300 de metri altitudine, iar șuvoaiele vin dintr-un loc subteran. Curg aproximativ 400 de litri pe secundă și apa este acolo de 2000 de ani. Legenda spune că regele Zamul Xis venea aici la locul apei vii. Specialiștii nu s-au lăsat înfrânt și nu au acceptat doar explicațiile paranormale, așa că au avut propria lor concluzie. Apa trece printr-un câmp magnetic care îi ordonează structura moleculară, făcând-o pură. Ba mai mult, spun cum că ar fi cea mai pură și mai energizantă apă din lume, prin ipoteza că izvoarele ar traversa un zăcământ de argint. Reprezentanții NATO au trimis la Șapte Izvoare o echipă de specialiști care a luat probe de apă. O firmă din Câmpina a concesionat prin licitație izvorul și terenul. Directorul companiei a declarat pentru ziarul Ziua că americanii intenționează ca apa să fie îmbuteliată și trimisă tuturor soldaților americani aflați în România. Ceaușescu a fost și el interesat de zonă și după studiile cerute de el a ajuns la concluzia că aceasta ar fi apa tinereții fără bătrânețe. Astfel, a dispus ca cele șapte izvoare de la Cheile Zănoagei să fie închise circuitului turistic în scop de cercetare. În fapt, se pare că Nicolae Ceaușescu primea apa vie de aici cu elicopterul. Și la peștera Ialomița se întâmplă lucruri ciudate. Turiștii spun că în mod inexplicabil aparatele foto sau video nu mai funcționează sau că în poze apar ființe misterioase. La intrarea în peșteră este un cimitir vechi unde sunt îngropați călugări. Se pare că una dintre lespezi este caldă tot timpul. Și aici s-au făcut studii energetice, iar specialiștii au concluzionat că, într-adevăr, locul are o încărcătură energetică mare. În peșteră se găsește un bolovan despre care se spune că a fost dăruit oamenilor de Zamolxe, iar dacă îl atingi, ci se îndeplinește orice dorință. Un alt fenomen ciudat are loc aproape de peștera Ialomița, în grota Pusnicului. Apa provenită din condens se strânge pe pereți. Localnicii au pomenit din tată în fiu de acest loc ca fiind unul cu puteri tămăduitoare pentru orice boală. Turiștii urcă până la grotă să ia apă binefăcătoare acasă. Undeva în munții Făgăraș, lângă satul Șinca Veche, se află templul ursitoarelor. Se spune că acolo, dacă ai inimă curată, dorințele ți se împlinesc. Și aici legendele vorbesc despre un punct energetic important din România. Unii spun că au loc fenomene paranormale inexplicabile. Localnicii spun, de asemenea, că locul este un loc unde coboară energiile din cer.
Uneori, în ajunul marilor sărbători religioase, se pare că s-ar auzi coruri bărbătești. Și aici susțin localnicii că în fotografii apar inexplicabil sfere albe. Arheologii au fost puși și ei în dificultate atunci când au descoperit simbolul asemănător lui Ying și Yang, precum și steaua lui David. Numele stațiunii Băile Herculane vine de la simbolul puterii în mitologia romană, Hercules. Izvoarele termale de aici sunt considerate miraculoase și pentru puterea tămăduitoare a apelor sale termominerale. Aerul este foarte ionizat, asemeni celui de la o altitudine de 3000 de metri. Teologii și nu numai ei spun că stațiunea Herculane ar fi cel mai sigur adăpost pentru apocalipsă. Nu zâmbiți, ascultați până la capăt. Aici se pare că ar fi depozitul celor mai ample energii spirituale care au puterea de apărare în fața energiilor malefice. Pe de altă parte, energiile ar fi unele protectoare. Unii nu s-au oferit să numească această stațiune un colț de rai, tocmai din acest motiv. Iată, vorbim din nou despre un triunghi energetic descoperit de specialiști la cele trei biserici rupestre, Nămăiești, Corbii de Piatră și Cetățuia Negru-Vodă în județul Argeș. Biserica Nămăiești, spun istoricii, ar fi fost o catacombă creștină pe vremea stăpânirii romane. Aici există și o icoană făcătoare de minuni, despre care se spune că ar fi una dintre cele mai vechi din toată creștinătatea. Mănăstirea este săpată în piatră și se află acolo o altă icoană făcătoare de minuni. Se pare că prima ar fi fost pictată de apostolul Luca, dar a doua icoană săpată în piatră ar fi fost adusă aici de Sfântul Apostol Andrei, care a făcut un popas și, negăsind pe nimeni în grotă, a lăsat icoana acolo și a spus Nemo Est, adică nu este nimeni. De aici se pare că ar veni și numele mănăstirii Nămăiești. Icoana este renumită pentru ajutorul dat femeilor care nu pot avea copii, dar și pentru vindecări ale unor afecțiuni grave. Mănăstirea Corbii de Piatră este singura din România unde există două altare și există o puternică energie despre care oamenii vorbesc de sute de ani. Un alt loc geoenergetic este Polovragi, lângă Târgu Jiu, acolo unde se crede că Zamorxes învăța pe vraci tehnici de tămăduire a sufletului și a trupului. Se pare că Polovragiul este cel mai bun loc pentru tonifierea generală a organismului. Aici ar fi trăit pe vremuri un călugăr rus la care oamenii veneau să se vindece pentru că el deținea o rețetă de prelucrare a unei plante rare numită polovragă. Planta pe care și dacii o foloseau pentru boli. Bioenergeticienii spun că polovragiul are o încărcătură energetică extraordinar de benefică pentru schimbarea metabolismului și tonifierea organismului. Ceahlăul este muntele sfânt al dacilor. În fiecare an, în preajma datei de 6 august, aici are loc un fenomen numit umbra piramidei. La răsăritul soarelui, umbra vârfului Toaca și cea a stâncii Piatra Ciobanului formează o piramidă uriașă proiectată peste Valea Bistricioarei. Fenomenul poate fi văzut timp de o oră și jumătate. Despre vârful Gugu din munții Godeanu se spune că, la anumite ore ale zilei, dispare privirii. Vârful Gugu era considerat de daci muntele sacru al lui Zamolxe. Președintele Societății Române de Parapsihologie, profesorul universitar dr. Adrian Pătruț, spune că pădurea Hoia Baciu, aflată în județul Cluj, este supranumită Triunghiul Românesc al Bermudelor. Bazându-se pe mărturiile cercetătorilor, dar și ale martorilor oculari, profesorul vorbește despre foarte multe fenomene inexplicabile, anomalii magnetice, emisii radioactive puternice, sfere energetice, sunete și OZN-uri. Ultimul OZN care a zburat deasupra pădurii Baciu a fost filmat în 2002 de către doi clujeni. Timp de 27 de secunde, evoluția pe cer a unui obiect luminos care avea forma unei țigări și o lungime de aproximativ 50 de metri. OZN-ul a urcat și a coborât pe cer până când a intrat într-o masă de nori și a dispărut. Majoritatea sătenilor care s-au aventurat în pădure au mărturisit că au avut stări de rău fizic și de spaimă. Alții spun că au văzut sfere de lumină, umbre și siluete inexplicabile. Turiștii au mai declarat că vedeau în jurul lor urme pe pământ sau pe zăpadă, dar ei nu se mișcau din loc, iar plantele și copacii prezentau urme de arsuri și necroze inexplicabile.
O întrebare adresată amândurora. Este România păzită, ferită, din punct de vedere astrologic, din punct de vedere numerologic, datorită acestor puncte energetice? Cristina? Posibil și probabil că este. Și lucrurile acestea există, multe dintre ele, mulți dintre noi le-am simțit într-o oarecare măsură. România este o țară în care poporul este foarte credincios, în primul rând. Și sunt din ce în ce mai mulți oameni care recurg la credința asta simplă, fără să stea să-și pună foarte multe întrebări. Lucru care curăță într-o oarecare măsură tot ce se întâmplă, nu știu, pe alte planuri, lucruri care nu sunt, eu știu, foarte bune pentru țara noastră. Dar vezi că forța asta a răului și a binelui întotdeauna duc o luptă. O luptă, da? Da. Dintotdeauna România este o țară supusă foarte multor provocări, foarte multor încercări. Acum sper să nu spun un lucru care deranjează pe cineva, dar există într-adevăr la popoarele mai credincioase o mai slabă evoluție. Sunt oamenii care nu sunt foarte vigilenți, foarte raționali. Noi suntem un popor credincios, predilect credincios. Alții care se află cumva la putere profită de pe urma sentimentalismului acestui popor, care este mai atent la cele sfinte, la conștiință, și alții reușesc mai ușor să, nu știu, să ne păcălească. Popoarele care... Nu e un lucru bun, dar noi nu putem să evoluăm atât de bine ca alții, tocmai datorită felului nostru de a fi. Creduli, practic. Probabil că suntem focusați spre alte lucruri. Adică este foarte greu pe om sau pe român să-l scoți din ale lui. Deci când omul iese din ale lui, și apropo de ceea ce spunea și domnul Anatol Basarab, chiar spre sfârșitul acestei toamne se reformează o poziție Jupiter-Uranus la grade fixe între 27 septembrie și 1 octombrie, așa cum a mai fost atunci în luna ianuarie, februarie, când lucrurile cumva au răbufnit. Deci mare atenție la ce se întâmplă. Mișcările sociale, spui tu. Mișcări proteste, sociale, exact. Nemulțumiri. Da, nemulțumiri. România este o țară al cărei destin este în zodia pești. Practic, axa destinului este o axă cu două capete, karma și dharma, sau karma și sensul vieții. Axa fecioară pești este o axă de suferință, sacrificiu, umilință. Mulți oameni se salvează prin credință, pentru că asta este și o axă cristică, cum s-ar spune, adică decât să suferim, mai bine să fim credincioși, sau decât să fim martori ai proprii noastre neputințe, mai bine să fim credincioși. Și, evident, bine facem, că într-o oarecare măsură fiecare se salvează pe sine, indiferent ce se întâmplă. Anatol, uite, prietena mea, Carmen Tănase, mi-a scris pe WhatsApp o întrebare pentru tine. Care este profilul numerologic al planetei? Care e cifra definitorie a planetei? Zero. Cum așa? Tocmai așa. Ea are funcții germinative și din zero respectiv poate apare orice altă cifră. Și orice altă combinație de cifre, ca și burta mamei. De acolo poate ieși orice. Bun, sănătos, nu poate să se oprească în evoluție. Poate să apară doi, poate să apară triplet. Cifra Pământului, ca oricare alte planete, este zero. Pentru că ea îl prezintă pe însăși acel care este totul și nimic, adică zero. Zero noi o considerăm din punct de vedere matematic. Aici e și greșeala. Zero înseamnă nimic. Dar știți care e chestia? Uite, eu am, nu știu, un leu și voi mi-a puneți în spate 6-0. Așa. Mi-ar conveni. Păi da, te cred că s-ar conveni. Dar nu, de fapt, a spus 6 nimicuri, nu? Da, 6, nu chiar nimicuri, dacă e să mă uit la suma finală, la rezultatul final. Păi atunci 0 nu înseamnă nimic, ci înseamnă totul. Adică, punându-l în spatele la 1, îi mărește puterea lui 1 de 10 ori. Prin urmare, 0 nu este nimic, ci este totul. Am înțeles. Acum mai departe. 0 este cifra Pământului și a Universului în totalitate tot 0. Universul nostru, sistemul solar, este construit dintr-o mulțime de 0-uri. Acum, în fața la 0-urile, este undeva să pune o cifră oricare, adică o formă matricială, și acea formă matricială generează evenimente, situații sau impulsuri de trei feluri care sunt în universul respectiv și de care și altele nu avem. Adică impuls de tip direct, impuls de tip treaptă sau rampă. Sau combinații dintre ele. Așa și vieștul nostru făcut din trei părți, și unghia construită din trei părți, sau
pielea din trei straturi, totul, adică Trinitatea penetrează întreg universul, întreagă creație de sus până jos și de asta nu vom putea scăpa niciodată. Și dacă nu înțelegem ingineria și mecanica universului în care trăim sau chiar a Pământului, atunci nu facem niciodată nimic altceva decât o luăm în bălării după propriile noastre filosofii muritoare, după modă, după curente și ajungem în bălării, exact pe linia de evoluție infernală și nici de cum divin. Și când la un moment dat balanțele se echilibrează, adică asta e situația în care ne aflăm noi acum global, nu numai România, în care puterile căii de evoluție infernale este cam egală cu puterile evoluției pe cale de dezvoltare sau de evoluție divină, atunci lumea se află în cumpănă. Și când se află lumea în cumpănă, nu mai știe încotro să o iei, nu mai știe în general ce e bine și ce e rău. De multe ori aud la televizor o mulțime de, nu știu cum să vă spun, nu mă tem dacă o să supere cineva, că oamenii totdeauna o să supere, pentru că adevărul o doare, dăm de tot felul de prostii și tot felul de explicații, care nu au nicio legătură cu știința minimă, adică cu fizica de clasa 6-a, măcar. De exemplu, aud la televizor că trebuie să ne creștem vibrațiile. Că trebuie să ne creștem vibrațiile. Dom'le, dacă ne creștem vibrațiile, ne ducem în disipație, adică murim. Trebuie să creștem într-adevăr ceva, dar acel ceva se numește înălțarea în termeni religioși și în termeni științifici se numește amplitudinea. Unda. Adică amplitudinea. Acum, întrebarea era, dacă este România ferită de toate astea, apar și eu cu o întrebare, dar de ce ar fi ferită? Ca în urma cărui merit. Nu știu, așa ne place nouă să zicem. Asta ne place la toți, așa spun. Da, corect. Noi nu li se poate întâmpla nouă, noi suntem mai diferiți decât ceilalți și așa mai departe. Cristina, ai văzut, din punct de vedere astrologic, vreo mișcare, hai să-i spunem pe românește, vreun cutremur în România, pentru că vorbim în ultima perioadă de marele cutremur. Eu am făcut în urmă cu ceva timp un interviu cu profesorul Mărmureanu, o să vedeți o parte imediat. Dumnealui spune că s-au modificat punctele seismice în România, că pe lângă Vrancea mai există și altele. Da, noi ăștia care trăiam în 1977 am fost puternic șocați de acel cutremur și inclusiv și eu, presupun că și tu. Și eu, da. Nu știu exact ce vârstă ai. Și am rămas atât de șocați de ce s-a întâmplat în 1977 și cineva a calculat că, vezi, Doamne, din 30 în 30 de ani ar trebui să vină acel cutremur, încât tot vorbim de atunci de marele cutremur. De fiecare dată când am fost întrebată, încerc să anulez această informație, pentru că românii nu sunt fericiți să audă despre marele cutremur. Și să încercăm să nu mai vorbim de acest mare cutremur. Chiar dacă România este o țară uraniană, și România, ca și Japonia, de altfel, este tot o țară uraniană. Este patronată de această planetă care aduce fenomene imprevizibile. Vărsător cu ascendent în rac. Uranus aduce, poate să aducă cutremure și, slavă Domnului, sunt tot timpul cutremure. Poate nu de intensitate atât de mare. Da. Racul aduce, uite, inundații, avem tot felul de fenomene de genul acesta. Și acum, suntem într-o perioadă în care karma negativă este exact pe zodia țării noastre până în noiembrie 2018. Dar, după cum îți spuneam, răul se metamorfozează. Ce ne-am face dacă politica noastră nu ar fi atât de sucită? Știi cum este? Nu putem să le avem pe toate rele. Adică, haide să stabilim o limită. Eu nu vreau să cred că ni se poate întâmpla nouă totul rău. Luna aceasta, de exemplu, este o lună sensibilă. Când trec planetele prin semnul Fecioarei, pentru țara noastră nu este o perioadă foarte bună. Asta până pe 23 septembrie. Da, avem și până la sfârșitul anului. Cu tot cu Marte. Avem și noi ceva bun, Cristina? Ce avem noi bun? Păi nu prea, să știi că nu avem ceva atât de bun. Jupiter, marele benefic, este undeva, dacă ar fi să iau România de la 0 grade vărsător, undeva culminant pe harta cerului, un mare benefic care poate să reprezinte o protecție. Dar știi cum este? Este și o planetă a justiției. Acolo unde justiția nu este foarte corectă, eu nu știu cât poate să ne ajute Jupiter. Da, am resimțit anul acesta un benefic pe casa străinătății vis-a-vis de România. Am simțit niște vibrații bune de dincolo de granițele țării. Câteva întâlniri între președintele țării cu președinții străini, ca să spunem așa,
o Românie bine văzută, care îi se promit lucruri, dar nu se știe exact dacă se și țin de cuvânt, ne-au dat un pic speranțe, dar nu se știe, știi cum e, noi trăim din speranțe, speranța moare ultima. Dar pentru că până prin 2020-2021 avem aspecte destul de dramatice, aici este nevoie cumva de, nu știu, de bunăvoință din partea conducătorilor țării. Ca să ne se întâmple și nouă ceva bun până la sfârșitul anului. O să vedem un scurt interviu cu profesorul Mărmureanu apropo de cutremure. Ne întoarcem pentru concluzii. Anatol, o să te rog să pregătești, să ne spui, din punct de vedere numerologic, destinul României până la sfârșitul anului. Cristina, tu ești pregătită deja. Haideți să vedem ce spune profesorul. Orice cutremur începe cu mișcare pe verticală. Și ar trebui să știe toată lumea din România că un cutremur foarte puternic, când deja simte mișcare pe verticală, trebuie să știe că între mișcare pe verticală și cea orizontală sunt pentru București cam 27-28 de secunde. Adică întâi începe așa întotdeauna. Și după 27 de secunde? Pentru că sunt undele VP care au viteză cu 46% mai mare decât cealaltă. Deci în momentul când se simte asemenea mișcare pe verticală, trebuie să te orientezi. Pentru că deja ai pierdut 7-8 secunde, până la 27 sau 26 de secunde, care vine mișcarea orizontală, care e dezastru. Cu tremurii care au loc la 37-38 de ani, 80-64 de ani sau 80 sau 100 de ani. De suprafață. Ele trebuie să fie musai? Asta de 4 martie a fost de suprafață. De suprafață. Deci urmează foarte adânc. Deci ce poate fi? Ori 64, ori 102 ani. Vedeți? Aici e problema noastră, dacă vreți. Dacă ar fi 64, înseamnă că 2000 și cât? Păi 77 cu 62? 40, 41, 42. Da. Și o variantă. Sau 2078 cu 102 ani. Dacă mergem pe varianta de 102 ani. Va urma, adică după calculele noastre, nu, sigur. De mare adâncime sau de suprafață? Tocmai că noi nu știm. Aici e problema. Deci de suprafață nu poți mai fi. Deja au fost. Nu mai poate să fie. Păi a fost și 92, a fost și 86, care deja a descărcat foarte mult. Deci, practic, urmează unul de mare adâncime. Aș vrea să vă rog să... Dar să știți că un cutremur de mare adâncime este mai puțin periculos decât un cutremur. Asta vreau să vă rog. Să-mi spuneți de ce. De ce? Pentru că dacă dumneavoastră aveți focarul undeva la o anumită adâncime și cutremurul de suprafață, conul de influență este un con, eu știu... Iată vești bune de la profesorul Mărmureanu, așadar... Deci, după cum vorbeam, fenomenele uraniene, inclusiv cu tremurele sau ce am vorbit puțin mai devreme, atacurile teroriste, nu pot fi prevăzute. Asta este realitatea. Faptul că întrebi un om care este specialist într-un astfel de domeniu, normal că trebuie să-ți spună ceva. Dar niciodată nu o să poată să spună o să se întâmple un cutremur atunci. Deci, da, nu spune nimeni, numai că ei au studiat din punct de vedere pe ciclicitate. Da, este adevărat, dar unde este partea cu, eu știu, cu gândirea pozitivă? Dacă noi tot o să vorbim despre cutremure, nu știu, parcă ne și atragem, eu merg în sens invers, adică încerc într-o oarecare măsură să anulez aceste informații. Mai mult pe harta României pericolele pot veni, nu vreau să bat apa în pio pe subiectul acesta, dar aspectele sunt foarte puternice pe zona politicii, să știi, în zona, pe zona economică, zona politicii, axa financiară a României, de acolo vin problemele. Nu neapărat de la niște fenomene de genul acesta, care... Da, asta zicea și Anatol mai devreme. Pericolul la noi este practic în interior. Pericolul este în interior și, repet, a treia oară în emisiunea ta, răul se metamorfozează. Și asta este o chestie pe care putem să știe, e ca o plastilină pe care cumva putem să o modelăm. Noi ne centrăm de foarte multe ori pe un anumit tip de rău sau ne gândim, uite, dacă s-a întâmplat acolo, se poate întâmpla și la noi. Nu putem să le avem noi pe toate. Nu suntem un popor foarte fericit din multe puncte de vedere. Țara nu este Bucureștiul, adică sunt câteva orașe binecuvântate, dar țara suferă, este o mare problemă în România. Dacă am mai avea și necazuri de genul acesta, ce s-ar întâmpla? Avem șosele care omoară oameni, avem școli care nu sunt autorizate, că mâine tot începe școala, avem spitale unde mor oameni exact, pe capete. Avem o Marea Neagră care este periculoasă și nimeni nu ia măsuri din punctul acesta de vedere. Avem oameni ignoranți care nu țin cont de anumite reguli. Ce vrei să spun? Că eu anul trecut am început să mă uit după steagul roșii pe plăjile pe unde m-am dus? Adică, nu știu...
Niciodată nu m-am uitat după lucrul acesta. Pur și simplu am vrut să intru în apă, am intrat în apă. De anul trecut am înțeles și eu că trebuie să mă uit dacă este steag albastru, dacă este steag roșu. Și asta de la televizor. Nu ar trebui ca lucrurile astea să se învețe în școli. Avem destule, avem probleme, avem oameni care mor, care nu au medicamente. Câte să mai avem? Adică hai să ne gândim pozitiv, hai să vedem ce putem să... Politic, Cristina, se va schimba ceva până la sfârșitul anului în România? Să știi că guvernul României întotdeauna va fi într-o permanentă schimbare. Adică este acolo, este o zonă extraordinar de turbulentă. Adică avem un președinte, nu știu, ales pe 4 ani, pe 5 ani, sau pe 10 ani, dar guvernele se tot schimbă. Este o zonă extrem de sensibilă. Sunt oameni care probabil se dau niște responsabilități, moștenesc niște fantome din acestea cu care nu pot jongla. Unii încearcă să se scuze acuzându-i pe ceilalți. Este o presiune foarte mare. Nu există cooperare. Există genul acela pe care l-am întâlnit și în marile corporații pe vremea când lucram. Nimeni nu-și asumă responsabilitatea. Întotdeauna altul este de vină. Nu avem politicieni de vocație, din păcate. Deci România, de exemplu, zona sau harta României cel mai prost este aspectată în zona politicii. Și apoi altele. Deci de acolo... curge totul. Da, te rog, Anatol. Reieșind din, spunem așa, cunoștințele anticilor, că noi în țara respectivă, de foarte mult timp deja, nu de ieri, astăzi, nu ne lovește atât de mult karma, cuvânt nou învățat de român și îl folosesc la fiecare parte. Nici dharma, ci akarma. Akarma este ceea ce am fi putut face cândva sau acum, dar n-am făcut. Ei, akarma este cea mai dureroasă, pentru că ți-o iei, cum se spune în popor, pentru ceea ce n-ai făcut. Dacă ai făcut ceva și primești pedeapsă, măcar știi ce ai făcut și care-i pedeapsa. Dar karma pedepsește ceea ce puteai să faci, dar n-ai făcut. Și prin asta ai generat sau ai lăsat să se genereze o serie întreagă de fenomene, lucruri, mentalități, idei. De exemplu, treceai pe lângă o femeie care se neca sau un copil, puteai să-l salvezi, dar ai hotărât să nu te bagi, că nu-i treaba ta și nu te băga. Uite, pentru asta o să primești o pedeapsă mai mare, să spunem așa, din univers, decât dacă te băgai și chiar dacă nu reușești să-l salvezi. Adică acțiunea care un om o face și chiar dacă este rău, nu este atât de mult pedepsită decât faptul neimplicării sale, adică asistenței pasive. Noi, din punctul ăsta de vedere, suntem cifra de vibrație 8. Suntem popor cu cifra de vibrație 8. Știți ce se întâmplă cu 8-ul? Suntem totdeauna la coadă, pentru că este o cifră pasivă și feminină, foarte emoțională, dar extrem exagerat de înclinată către dobândirea bunăstării materiale. Și nu colective, ci individuale, pentru că nu, în România poate face succes cel care tot are cifra de vibrație 8 și minimum 4 de al de 1 numai. Trebuie, cum vorbeam data trecută, da, ca să poți fi președinte în România, nu poți să ajungi decât dacă nu ai 4 de al de 1. Singurul care președinte l-avem cu 2 de 1, dar asta aduce cu sine o serie întreagă de probleme psihoenergetice și psihologice, este actualul președinte. O să vedem ce o să mai întâmple. Stai puțin, că mai avem 30 de secunde, Anatol, și vreau de la fiecare dintre voi o veste bună, în 15 secunde fiecare. Dă-ne o veste bună pentru România. În 30 de secunde nu se poate spune nici măcar o veste bună, dar, dar ce pot, dacă să încheiem așa, nu știm noi niciodată când va fi un cutremur. Să ne luăm rămas bun de la ideea respectivă. Nici măcar îngerii în cer nu știu. De ce? Dintr-un simplu motiv. Pentru că un cutremur are 4 componente la bază. Lungimea de undă, amplitudinea câmpului electric, amplitudinea câmpului magnetic și direcția de propagare. Ei, toate astea noi nu le controlăm, adică sursa câmpului electric sau amplitudinea câmpului magnetic nu o deținem noi, nu o putem controla. Anatol, mulțumesc că depășim, Cristina. Dă-ne o veste bună. Depășesc, mă omoară Perminov. Îmi cer scuze, doamna Andreea Perminov. Da, vestea bună este să rămânem, eu așa spun, cel puțin că este, trebuie să rămânem cumva optimiști, credincioși și să, până la urmă, să avem răbdare și să fim, apropo de ce spunea Anatol Basarab, este vorba despre ignoranță, karma de ignoranță este mai la fel de gravă ca și karma de agresiv. Este la fel de gravă ca și atunci când omori un om, pentru că dacă nu e o decizie bună, chestia asta se va întoarce cumva împotriva ta. Mulțumesc foarte mult. Rămânesc cu Andreea Perminov, e foarte frumoasă și în seara asta am văzut-o mai devreme la machiaj. O să vă prezinte cele mai importante știri ale zilei. Mulțumesc foarte mult.